salutare și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou vlog cu The Man Driver. Bine ați venit pe insula de gheață. Bă, suntem în 12 mai. 12 iunie. 12 mai. Unde 12 mai? 12 iunie. Ia uitați voi o leacă ce e aici. Ce vreme de rahat e aici. Bă, băiatule, n-ai văzut așa ceva. Ia să vezi tu cum începe acum morcovelul să-și facă treaba. Vezi tu cu ce morcov ies eu acum. Ce morcov, cu tot, cu iepuri, cu pământ, cu totul, cu totul, cu totul. Că nu am vizibilitate. Nu este vizibilitate prea bună. Dacă se mai ridică un pic ceața asta. Bă, iunie, tată, iunie ar trebui să fie o vreme decentă. Ar trebui să, nu știu, bă, măcar acolo, cât de cât. Bă, ca anul ăsta niciodată n-a fost așa. Noi că s-a mai ridicat un pic aici în dreapta, că aici mă, partea dreapta mă interesează cel mai mult, că practic eu trebuie să fac la stânga, încolo. Aici măcar în dreapta se mai vede drumul, dar aici în stânga, nu știu, maxim vizibilitate 200 de metri, 250 de metri. Dau un exemplu, nu avem vizibilitate acum, da? În dreapta și nu-l vedeam pe ăla. Și uite-l cu ce viteză merge ăsta cu. Cel puțin s-a ridicat aici. Treaba e bună. Ce noroc am avut de data asta. Da, nu știu dacă o să mai fiu la fel de norocos data viitoare. A, uite ce. Țar, mutra al naibii de vreme. Uite că se mai ridică ceața. Să ridice morții mamei de ceață, că mi-a mâncat ficatul astăzi, nu alta. Și suntem în iunie. Nu se poate așa ceva. Da, astăzi tot în cartierul ăla rezidențial, tot acolo car-piatră, ușor, ușor așa. Până în prezent am 6 curse, asta este a 6-a cursă sau a 7-a. Deci am făcut 4 până la prânz. La ora 1 am încărcat 1, 2, 3 și am trecut numai 6. Deci ar trebui să mai trec încă una. O să țin cont de asta. Ce se face astăzi? Vreau să explic tuturor, pentru că tuturor urmăritorilor mei, vlogul ăsta este pentru toți aia care vă întrebați de ce șoferul de camion trebuie să învețe și mecanică pentru a lua permisul de conducere și de ce se insistă atât de mult cu mecanica pentru șoferii de camion. Da, învățați un pic de mecanică și la B, dar foarte puțină, esențială, foarte, 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 foarte puțin. Nimic extraordinar. Dar în schimb, când dai ceu și eu pentru camion, înveți foarte multă mecanică, foarte multe noțiuni de care să zicem așa, ne putem lipsi în 2024. Și întrebarea este, în 2024 mai este necesar să știi mecanică în condițiile în care toate camioanele sunt mai mult electromecanice decât mecanice? Nu mai sunt vremurile alea în care îți reparai singur camionul și aveai nevoie să știi foarte multe noțiuni de mecanică? Nu mai sunt vremurile alea în care pornești camionul cu flacăra sau, mă rog, se strica pe undeva pe drum și te chinuiai tu să faci o pană sau să schimbi un cauciuc sau să repar ceva la camion. Trebuie să înțelegem diferențele. În undeva în anii 2000, 90 și din 91 încolo, din 91 în sus, până undeva până în 2007-2008, era cumva esențial să, chiar 2009, putem vorbi undeva până în 2014 în România, pentru restul Europei nu se aplică atât de mult. În restul Europei totul a evoluat mult mai repede, au apărut mult mai repede serviciurile mobile și foarte mulți nu aveau cum să facă reparații la colț de drum. În mare parte firmele care făceau în anii ăștia Europa și făceau sau țările mai dezvoltate aveau practic 2 mecanici, 2 sau 3 sau 4 mecanici în funcție de cât era de mare firma,
cu o dubă, două, depinde aici iarăși câți angajați avea, câte camioane avea la stradă, care mergeau în deplasare și reparau camioanele. Pentru că nu prea aveai soluții atunci. În schimb, acum s-au mai modernizat timpurile. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să se mai axeze, cel puțin în România, să se axeze atât de mult pe partea mecanică. Ar trebui să se axeze mai mult pe partea de legislație, în ceea ce privește condusul preventiv și toate nebuniile astea cu are mare, chinci și toate nebuniile astea pe care le înveți la școală. Sunt foarte mulți care își pun întrebarea, se mai merită sau mai este rentabil sau mai este de ajutor să înveți mecanică, pentru că sunt foarte mulți termeni în legislația românească, cel puțin în legislația românească, în care pe care tu trebuie să o înveți de la A la Z și să știi mecanică, să înveți o grămadă de prostii și așa mai departe. În 2024, din punctul meu de vedere, nu mai rentează să mai înveți mecanică, pentru că există servisuri mobile, există soluții mult mai avantajoase și mult mai rapide decât să stai 2-3 zile până îți vine, nu știu, mașina cu mecanici de la garaj și să-ți repare camionul. Și uneori costurile sunt mult mai ridicate decât dacă ai chema un servis mobil. Da, pentru că prin costuri ridicate putem să înțelegem două chestii. Timpul de așteptare până ce îți vine echipa de la garaj sau într-o anumită locație până într-o anumită locație, timpul pe care tu îl aștepți costă bani și timpul de reparație. De exemplu, nu știu, se poate strica ceva, tu nu ai habar, tu poți să-i spui patronului, domnule, nu știu, mi s-au prins toate becurile în bord și eu cred că este de la alternator. Și poate să nu fie alternatorul, poate să fie un scurt circuit undeva, niște fire întrerupte de la calculator, de la ECU și la revedere să nu-ți mai meargă. Pentru că, după cum am zis, camioanele sunt mai multe electromecanice decât mecanice. Dar, după cum, și acum aș face o comparație și după cum știm, în România se optează foarte mult ca șoferul de camion să învețe foarte multă mecanică. Din punctul meu de vedere, nu mai este de actualitate, dar legile în România se schimbă cu 30 de ani întârziere, este mult mai greu. Cu schimbarea legislației, cu schimbarea legilor și așa mai departe, în schimb pe Europa treburile sunt mult mai simple. Și vă dau două exemple foarte clare. Fac o comparație între România și Islanda. Vă zic așa în mare cam cum gândește românul, cam cum gândește islandezul. Românul este clasic, tipic, foarte mulți dintre voi știți, lasă-mă că schimbă șoferul o roată, că doar nu moare acolo, lasă că mai merge așa, dă-i că o să ajungi la destinație și după aia vedem noi cum reparăm, după care dacă este grav te oprești, dacă nu este grav iarăși dă-i să pută toba, lasă că merge și fără frână pe o roată și așa mai departe și după aia ne mirăm că de ce se întâmplă toate problemele astea. În schimb, în Islanda tiparul este total diferit. Ai o problemă, da, se poate ajunge până la garaj, până în servis, ai 20 de kilometri, 30 de kilometri. Poți să ajungi până în servis, până la garaj? Da, nu. Nu ai cum să ajungi până acolo, te oprești. Îți trimite servis mobil, îți repară provizoriu, da? Provizoriu, problema respectivă, după care te duci direct în servis sau la garaj, depinde în funcție de destinație. Ei mai gândesc în felul următor, nu pun eu șoferul să-mi repare camionul în condițiile în care el este doar șofer. De-aia există servisuri. Da? Și un șofer care știe cât de cât mecanică poate să strice mai mult decât să repare. De exemplu, treburile simple pe care eu știu că pot să le repar și pot să le fac, le fac eu. Îi zic patronului, uite, am problema asta și cu asta și îi spun, cred că am posibilitate de rezolvare. Și el spune, da, ok, fă-o, dacă nu, îmi zice, bă, nu, te băga tu, lasă că trimit camionul la servis. De exemplu, cum este în cazul frânelor sau în cazul direcției sau orice altă problemă mai complicată, zice, nu, te duci cu camionul în servis. Nu vrea ca tu, ca și șofer, să-ți bagi nasul acolo. Practic, astea sunt tipologiile. El a înțeles că
chiar dacă plătește niște bani către service, care sunt destul de mulți bani, pentru că ora de manoperă la un camion este mult mai mare decât ora de manoperă la o mașină mică, cheltuielile sunt mai mari la un service, dar în schimb primește garanția pe lucrarea respectivă. În schimb, eu dacă fac ceva, repar ceva la camion, nu pot oferi nicio garanție, da? Că dacă repar ceva și mai mult stric, nu pot să-i ofer. În schimb, la service e altceva. În 2024 se mai învață în România mecanică la școala de șoferi pentru a ști niște noțiuni de bază. Aici vorbesc strict din punctul meu de vedere ca și șofer. Și e bine să știi câteva noțiuni de bază pe partea mecanică, că ca atunci când ai o problemă să o identifici măcar 50%. Măcar să zici, băi, nu știu, s-a bubuit turbina, da, un exemplu, scoate mult fum și îl sun pe patron și îi spui, bă, omule, uite, mi s-a stricat camionul, scoate foarte mult fum alb, da? Eu cred că este de la turbină, pentru că nu mai am nici putere și a făcut aia cu aia, cu aia, cu aia. Pentru că un șofer bun nu trebuie să știe doar să conducă drept, ci trebuie să învețe și camionul, să asculte camionul. Pentru că, și aici vă dau niște exemple foarte clare, în momentul în care tu ai pană pe semiremorcă, pe camion, camionul se comportă diferit față de un mod normal, când nu are nicio defecțiune, când nu are o pană, n-au un exemplu, și sunetul este diferit. Dacă tu ai un sunet și nu te interesează sau nu te interesa niciodată să identifici sursa sunetului și așa mai departe, și aici vă dau un exemplu mult mai clar. Un coleg de-a meu polonez, care el m-a oprit săptămâna trecută, vineri, m-a oprit la pauza de masă și mi-a zis că Daniel pierde camionul aer. Și i-am zis că ok, identifică pierderea, vezi unde pierde. El ce a făcut? S-a băgat sub remorcă și între camion, unde este cuiul de la camion și picioare, are o butelie undeva acolo în mijloc, la remorca lui. Și sunetul era mai proeminent acolo, în butelia respectivă. Și vine înapoi la mine și îmi spune, Daniel, dar hai și mă ajută că totuși se aude de aici, dar nu știu de unde se aude, hai și mă ajută să vedem unde e problema. Primul lucru pe care eu l-am făcut, m-am dus acolo, am văzut că se aude un sunet în butelie, am zis că bă, nu are cum să fie, pentru că nu se aude în exterior, se aude în interior. Da? Practic era aerul care intra din camion în remorcă, se ducea în butelia, bănuiesc că aia este butelia numărul 1, și de acolo pleca mai departe, dar undeva pierdea. Și am făcut un tur în jurul remorcii, cum ar veni, și am auzit undeva la ultima axă din spate, că dacă l-asculti, camionul îți vorbește, îți spune exact care este defectul și cum este defectul. Și am auzit că pierde aer pe la o pernă. M-am uitat la cea din stânga, sunetul era mai puțin, era mai ușor, în schimb când m-am dat în partea dreaptă la perna din dreapta, am auzit cum suflă aer un pic mai mult. M-am uitat pe partea stângă a pernei de aer, nu era nimic. În schimb, când m-am uitat în dreapta, am văzut că era cumva tocită perna de aer și mi-am dat seama, de fapt și de drept, că bridele alea care ține practic axa de restul remorcii și de suspensie și de așa, se mutaseră un pic, pentru că dacă te uiți vizual, vezi că practic brida se muta, bridele cu tot cu suportul ăla și cu ce mai este acolo, se muta stânga-dreapta. Așa a făcut practic ca și cum ar fi curățat puntea respectivă, da? Ca și cum s-ar fi frecat fier pe fier. Și am văzut că s-a deplasat cumva axa și roata a freca în perna de aer, pentru că distanța era undeva la, să zic, centimetru jumate, doi. Și în funcție de viraj, cum vira remorca stânga-dreapta, într-un sens giratoriu sau într-o curbă sau ceva, se muta axa respectivă. Adică este foarte simplu să identifici o problemă. Trebuie doar să te uiți și să asculți.